Bună tuturor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să facem un vlog care sper să vă placă, pentru că mă reprezint așa și este ceva ce mi-am dorit întotdeauna să fac. Dacă e prea rece lumina asta, mai e așa, mai gălbuie. Și am pregătit aici o cutie cu foarte multe chestii pe care le-am strâns, tocmai pentru a vi le prezenta. În urma întrebărilor pe care vi le-am pus pe Instagram, vis-a-vis de ce produse ați vrea să știți, produse pe care eu le folosesc și sunteți și voi curioși. Sper să vă prindă recomandările mele. Și încă un lucru de menționat, ce am văzut că când mai urmăream eu fete cu make-up și așa, specifică la început că ce funcționează pentru mine s-ar putea să nu funcționeze pentru tine și invers. Așa că posibil să nu mulțumesc pe toată lumea, dar eu zic să le încercați, măcar să vedeți dacă sunteți compatibile sau nu. O să începem cu cleanserul meu preferat pentru față. Cu el mă demachez, pentru că eu folosesc tuș, folosesc mascara, ăsta gel de sprâncene și așa mai departe. Am nevoie de o demachiere profundă. Din păcate, nu prea place să mă demachiez cu dischete, dar le folosesc după ce folosesc acest cleanser. Nu mai am aproape deloc. Este de la Clinic și am dat, cred că, vreo 100 de lei pe el, ceva de genul ăsta. Însă îl am din august. Deci m-a ținut până acum și încă mai am așa de vreo 2 săptămâni, mai ține. Merită într-adevăr acest produs și curăță destul de bine, aș putea spune, dar după revin oricum cu o dischetă de machiant. Mai departe, nu le iau în ordine oricum, pentru că nu pot aici, că o să pice. M-ați tot întrebat de o grămadă de produse de păr. Nu prea folosesc foarte multe produse de păr, nici șampon nu dau, nu știu ce. Eu folosesc un ulei, l-am păstrat de la Kerastase, pe care îl aplic cu o zi înainte să mă spăl pe cap, mă dau cu acest ulei și unde este celălalt? După ce îl aplic pe ăsta, îl aplic și pe ăsta, ăsta e aproape terminate. Ăsta este de la Vela, All Reflection. Însă asta este o variantă puțin mai ieftină, asta este mai scump, dar oricum are și o calitate mai mare. Însă eu l-aș recumpăra tot pe acesta. Așa cred eu că, nu știu, e potrivit pentru părul meu. Având în vedere că am vârfurile uscate și nu m-am mai tuns de un an de zile. Un an de zile oare? Da. Nu. Nu mai țin minte. Nu, aproape 2 ani cred că am de... Nu, aproape 2 ani de când m-am pus. Da, corect. Măi, nu-mi place cum am blenduit make-up. Bun, trecem mai departe. La un... V-am zis, eu după ce mă demachez, după ce mă dau cu dischete și așa mai departe, vin cu un... tot un fel de cleanser, dar acesta este ca și un... săpun, să-i zicem. Este de la You to the People. Nu mai știu cât am dat pe el. Nici pe uleiurile alea nu știu cât am dat, aia nici nu am specificat. Nu mai știu cât am dat pe el. Nici nu mai știu de unde l-am luat măcar. Însă, ia uitați, este foarte viscos așa și curăță destul de bine fața. Plus că toate produsele de la You to the People sunt naturale. Au spanac, ceai verde, asta nu mai știu cum se numește. Așa că puteți să le încercați dacă sunteți curioase. Mai departe avem... Conduringul de față. Astea sunt pe care eu le folosesc. Ăsta l-am cumpărat recent. Este de la Too Faced. În nuanța Dark Chocolate. Nu mă dă pe spate. Plus că mă disperă că îl deschid foarte greu. Acum am reușit, doamne ajută. Și este puțin cam închis, deci trebuie aplicat așa în subțirel. Destul de subțirel.
Apoi, mai departe, am de la Benefit, pe ăsta îl folosesc de peste 4 ani. Asta este nuanța, nu știu ce nuanță e, cred că e o singură nuanță, dacă nu mă înșel. În fine, pe ăsta îl recomand și eu îl iau în varianta mică, nu în varianta mare, pentru că oricum mă ține foarte mult, ăsta mă ține oricum în jur de un an de zile. Mai departe, genele pe care eu le folosesc sunt acestea de la Huda Beauty. Cu denumirea Jade, numărul 13, dar nu știu cum să vă arăt. Nu cred că se vede acolo la voi. Astea mi se par cele mai frumoase și cele mai potrivite pentru tipul meu de ochi. Bun. Ca și pudră, folosesc această pudră de la Huda. Este oricum, nu mai am. Mai e un picuț acolo. La fel, o folosesc de peste 2 ani, 3 ani. Foarte, foarte bună această pudră. În continuare vă arăt și iluminatoare pe care eu le folosesc. Am unul mai scump și unul mai ieftin. Dacă ar fi să le recumpăr, l-aș recumpăra pe ăsta, nu doar din cauza prețului, ci și datorită faptului că e mult mai plăcut ăsta. Ăsta mi se pare, nu știu, l-am și acum pe față, dar mi se pare un pic prea mult, mai ales pentru timpul zilei. Și plus că nu arată așa natural pe față. În schimb, ăsta arată foarte natural și îmi place mie cum arată mai mult pe piele. Ăsta este de la Dior și ăsta este de la Sephora Collection. Ăsta mi se pare foarte mișto și ăsta este a treia oară când îl recumpăr. Bun, mai departe să vă arăt două concealere pe care eu le utilizez de fiecare dată. De fiecare dată încerc să-l folosesc pe ăsta de la Huda, deși le alternez așa, pentru că nu vreau să le consum. Deși ăsta este a treia, a patra oară când îl recumpăr, iar ăsta este nuanța Nougat, dacă vă interesează, nu mai am capacul ăla, l-am pierdut. Și ăsta este de la Tarte, dar nu mă dă pe spate, plus că nu e nuanța potrivită, cred, pentru fața mea. Îl folosesc mai mult pentru bază de machiaj. Și acesta, da, e wow, îmi place extrem de mult. Și cu siguranță o să-l mai recumpăr. Ca și palete de față, de față de ochi, le-am pe astea două, asta de la Tarte. Nu mă dă neapărat pe spate, însă are nuanțele... Da, nu știu dacă vedeți. Da, mai bine. Astea sunt nuanțele. Am și scăpat-o pe jos și una dintre ele s-a spart. Are nuanțe așa, maronii și sunt potrivite pentru mine. Mai departe am și paleta asta care, nu știu, eu cred că în fiecare paletă am spart câte un far din ăla. Și sunt destul de furioasă. Mai am și paleta asta de la Norvina, pe care am cumpărat-o anul trecut. Și să nu vă bată fix. A, vedeți, cam așa ceva. E o paletă foarte bună, însă, dacă aș fi putut, mi-aș fi luat una mai mică. Pentru că sunt foarte multe nuanțe pe care nu le folosesc și, cu siguranță, când voi recumpăra și va fi nevoie să-mi recumpăr o paletă din cauza faptului că ele expiră la un moment dat, nu va fi una dintre cele pe care o voi recumpăra, pentru că consider că este prea mult. Nu sunt make-up artist să am nevoie de atât de multe culori. Plus că eu merg pe marouri, pe alte nuanțe. Bun, vreau să vă recomand și un șampon, pentru că m-ați întrebat. Eu folosesc mai multe șampoane pentru că am multe în baie acolo. Dar unul la care am văzut diferența, că am și șampoane, majoritatea sunt ieftine, nu dau bani pe șampoane. În schimb, ăsta este unul pe care l-am primit. Este de la Nashi Argan. Tratament de belele, nu știu ce înseamnă. Tratament de frumusețare a părului pentru toate tipurile de păr. Așa arată. Nu știu varianta mare. Ăsta, da, chiar am face părul foarte mișto și o să mi-l cumpăr variantă mare când o să termine. Dar pe ăsta îl folosesc ca șampon. Mai la ocazii. Pentru că nu o să-l consum.
Mai departe, avem pastilele despre care mă tot întrebați și mă tot întrebați și mă tot întrebați. Sunt de la Ducrei, cum mi-a zis cineva, să nu mai zic Ducrai. Eu le zic Ducrai că nu știi și tu, domnule, cum să scrii pe Telegram. Dacă zic Ducrei, nu cred că găsești Ducrei. Ei, dacă scrii Ducrai și cu Y la sfârșit, găsești aceste pilule de păr. Am mai spus și o mai repet pentru cei care nu știu. Am început anul trecut în primăvară, am continuat în toamnă. După acum, iar am început în primăvară, l-am terminat, pentru că deja suntem pe 1 iunie. Și cam atât. Dar am văzut diferențe de la părul pe care l-aveam până aici, până acum e după sâni. Deci sunt bine. Așa că puteți să le încercați dacă vreți. Nu le fac reclamă, puteți să vă uitați pe Instagram, nu le-am dat tag niciodată. Trebuia să fac o colaborare cu ei, dar nu am mai făcut. Așa că de aia am evitat, nu am vrut să mai spun că pare deja reclamă și nu-i cazul. M-ați întrebat despre fonduri de ten și eu nu pot să zic neapărat că îl recomand pe ăsta, pentru că nu mi se pare potrivit. Sau cel puțin mie nu mi este potrivit, dar îl folosesc pentru că l-am cumpărat, am dat bani pe el și mai am vreo 3-4, dar nu sunt niște fonduri de ten care mă dau pe spate. Nu am găsit încă unul să zic, wow, da, ăsta e. Este acesta de la Charlotte Tilbury, Airbrush Flawless. În nuanța 6, neutru. Nu mă dă pe spate, îmbucește foarte tare fața de la el, plus că l-am luat într-o nuanță cam închisă și nu mai folosesc în ultimul timp pentru că nu sunt bronzată, dar când o să mă bronzez, vara asta o să-l folosesc. Acum le folosesc pe cele care sunt mai deschise la culoare. Mai am de la NARS, mai am de la Urban Decay, nu Urban Decay, de la Kat Von D, mai am unul de la Make Up For Ever, dar nu. N-am de ce să vă recomand că nu mi se par potrivite. Ca și mascara, am două mascara. Unul pe care l-am cumpărat recent este de la Max Factor. False Lash Effect. Nici cea mai mică șansă. M-am dat cu el, parcă n-am ochi. Dar în schimb îl recomand pe acesta. Este, cred că, a treia oară când îl cumpăr. Nu aveam un plan așa ceva, pentru că prima dată când l-am cumpărat, am zis, Doamne ferește, ce e cu prostia asta. Dar nu. Chiar e foarte mișto. Este cel de la Sephora Size Up, dacă nu v-ați dat seama. A avut o foarte mare reclamă, propagandă. Nu mi-a plăcut la început, prima, a doua, a treia lună, până s-a uscat un pic. Când a început să se usuce, deja parcă altfel arată. Dar îmi place cum rezistă, e foarte bun. În schimb ăsta, deși îl folosesc, că l-am cumpărat, am dat banii pe el, nu mă de pe spate, plus că este waterproof și mă chinui foarte mult să-l scot de la ochi. Și cu ulei m-am chinuit. Nu. Pe lângă faptul că nu face nimic, se mai ia și foarte greu de la ochi. Așa că, în continuare, vreau să vă arăt un produs, pentru că m-a întrebat cineva că nu poate să adoarmă. Și cum fac eu asta? V-am mai spus de mai multe ori că eu mai citesc sau stați să mă gândesc ce mai fac. Sau mă uit la un serial sau așa mai departe. Sau pot să vă recomand un produs, puteți să-l încercați dacă vreți, nu insist, Doamne ferește, fiecare face cum consideră. Eu l-am folosit, cred că, de 2-3 ori, pentru că oricum e o cantitate foarte mică și să fiu sinceră, nu sunt eu sigură 100% ce este, dar nu cred că este nimic ce afectează. Sunt niște picături pe care le pui sub limbă. Sunt de la, nu știu de la ce sunt, și scrie Good Night Drops. Nu știu ce au, CBD, abar n-am, peppermint flavor, bla bla bla. Ați înțeles voi, cam așa arată, l-am luat de pe Cult Beauty, găsiți site-ul lor. Adică l-am primit, nu l-am luat, nu știam despre așa ceva că există. Și îl pun sub limbă și chipurile adoarme. Nu mi-a făcut mie cine știe ce, dar în primele două serii am sesizat. Depinde și de cât de obosit ești. Adică dacă
ai foarte multă energie, nu poți adormi de la așa ceva. Clar, că nu sunt somnifere sau nu. Avem aici o cremă de corp pe care eu o recomand datorită faptului că este ceva ce eu nu am mai întâlnit. Este destul de scumpă ce drept, însă eu m-am făcut o cadou la un moment dat, am considerat că, na, merit și eu. Plus că, mă credeți sau nu, o folosesc destul de rar, am așa o... Zic să o folosesc mai la ocazii, plus că văd aici că rezistă 2 ani de zile. Așa că, mămică, te ții mult și bine. Plus că îmi place și ambalajul și mirosul, e ceva absolut divin. Nu știu, eu n-am întâlnit. Și ce mișto e pe piele, pentru că rezistă mult, 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 mult. Și plus că e așa cremoasă, untoasă, nu știu. O ador, o ador, dar o folosesc rar, v-am zis mai mult la ocazie. Ca și parfumuri, folosesc, am două parfumuri pe care, bine, am mai multe, dar, na, astea sunt preferatele mele. Și le folosesc tot așa, mai mult la ocazii mai speciale, de cum dau cu celelalte, cu spray-uri de corp, cu ce mai am pe acolo. Și am aceste două parfumuri. Ăla am pe ăsta de la Lancôme, care știți că este preferatul meu și l-am recumpărat, pentru că mi se consumase cel de anul trecut. Și acesta Pure XS de la Paco Rabanne. Doamne, că simt mirosul ăsta. Mor. Și ăsta... Asta e mai sexy, așa, și oricum e să termină, nu mai foarte mult, și asta merge mai mult pe iarnă, așa, nu prea pe căldură. Asta, în schimb, așa, acum, vara, primăvara, mă umoară. E ceva de vis. Și mai avem... gelul de sprâncene. Cu asta îmi fac eu sprâncenele și cu o pensulă sau ceva ce am eu acolo, nu pensulă, doamne. Perie, pensulă, da, așa îi spune. Însă mi s-a cam uscat și îl folosesc împreună cu Duraline de la Inglot. Duraline este un fel de soluție care îmoaie produsul. Și plus că îmi place mai mult efectul pe care îl are așa mai șters. Deci asta este de la Kat Von D și este nuanța medium brown. Foarte mișto. Asta îl folosesc deja de 3 ani. Da, de 3 ani de zile. Da. În continuare, gelul pe care folosesc eyeliner. Acum nu am făcut eyeliner decât cu fard. Îl am pe ăsta de la Inglot în nuanța 77. Nu e foarte bun. E bun, e un produs bun, dar dacă aș găsi altul mai bun, Doamne ajută, deși am căutat, nu am găsit ceea ce îmi doresc eu și dacă știți vreun eyeliner bun, lăsați un mesaj în Instagram, pentru că m-am săturat să tot caut eyeliner și caut pe internet, caut să dau comandă, că până la urmă zic, bă, e o investiție, că eu folosesc eyeliner în fiecare zi. Nicio șansă. Nu, ăsta îmi place, doar că se ia foarte greu... Se întinde greu, nu prea mă descurc eu așa bine cu el cum mi-aș dori. Plus că dacă folosesc fard si de fat, mi se pare că se estompează, nu știu. Nu-mi place bine greu chestia asta. Ca și produse de față, folosesc aceste două creme. Asta este o cremă pe care am primit-o. Este de la BB cu piersică. Îmi place super mult. O folosesc seara după ce îmi dau cu serurile. Imediat vă arăt ce seruri am. Și această cremă cu SPF 50 de la Vichy. O folosesc doar când ies afară, nu folosesc și în casă, mi se pare prea mult. Și folosesc cu SPF, deși SPF-ul e recomandat. Eu nu știu, mielene mie să-l folosesc, dar o să încep să-l folosesc începând cu această vară. Pentru că am aceste produse de la The Ordinary. Și am acest primer, High Spreadability Fluid Primer. Ați înțeles voi, eu și engleza. Este un primer de față pe care trebuie să-l folosești înainte de
fond de ten. Eu folosesc primer destul de răruț pentru că încarcă tenul și așa mai departe. Și nu este recomandat să folosiți primer în fiecare zi. Nu, doar la ocazii. Și am așa, Alpha Arbutin 2% cu acid hialuronic. Ăsta nu este un produs care cred eu că mie se potrivește. Din ce am citit, este mai mult pentru pete din alea. Și am văzut că foarte multă lume confundă petele alea maronii cu petele posacneice. Nu. Este o mare diferență. Eu am fost la la consult, la dermatolog și mi-a spus că nu au nicio legătură și că din potrivă astfel de produse creează sensibilitate și multe alte chestii dacă nu folosești SPF în special. Și mi-am dat seama că petele posacneice n-au nicio treabă cu cele, cred că hiperpigmentare se numesc. Trebuie să folosiți total alt gen de produse. În schimb, o să vă arăt un produs care mie mi se pare că face diferența. Și este acesta, Buffet se numește și are multipeptide, serum de peptide. Ăsta este cel care chiar îmi face bine și simt că îmi face bine tenului. Mai departe mai am și vitamina C, tot de la ei, de la Dorneri, cu 30%. E, mă înțeapă puțin așa pe față, dar după ce le aplic pe asta, vin cu o cremă hidratantă și este totul bine. Mai aveam un produs, dar cred că l-am uitat prin baie, dar oricum nu recomand ce nu știu eu 100% sigur. Așa că mai bine pe acela îl exclude. Nici acesta nu știu dacă face foarte mult bine. Dar având în vedere că este un acid lactic și acid hialuronic, nu am văzut mare diferență de la el. Poate se vede în timp, având în vedere că se folosește o dată pe săptămână, nu știu. Doar pentru că are 10%, nu are ce să agreseze atât de mult. Luați-le de obicei cu o concentrație mai mică când vă cumpărați. Și mai avem ultimul produs, I guess, nu știu. Avem Caffeine Solution, ăsta este pentru ochi, tot de la Dorneri. Îl aplic după ce mi-aplic serumul și așa. Vin cu ăsta și apoi vin cu cremă de dat sub ochi, pe care o aveam și pe ea, dar nu mai știu unde este. Văd că nu am. În fine. Care, da, într-adevăr funcționează și foarte, foarte mișto și mă bucur și o să o folosesc și o să mai le cumpăr și așa mai departe. Și ultimul produs este luciul meu de buze de la Sephora. V-am mai vorbit despre el, dar poate nu vi l-am mai arătat așa. Ăsta este preferatul meu, de care mă tot întrebați cum arată buzele, cum. Eu, și plus că să știți că luciul de buze mărește vizual buza, mai ales dacă vii cu conturul puțin deasupra buzei și apoi vii cu luciul de buze. Fenomenal arată, e mișto, cred că l-am cumpărat de 4-5 ori, de 2 ani încoace în continuu. Și o să mai recumpăr și nu în favoarea altora, pentru că am mai cumpărat de la Fenty, care să mai încerc și eu altceva. Nu se compară cu ăsta. Ăsta este cel mai potrivit pentru mine. Nu știu dacă și pentru voi, nu știu dacă și produsele astea sunt potrivite pentru voi, dar puteți să le încercați dacă sunteți curioase. Cum eu mă uit la alte fete și văd recomandări, așa vin și eu cu recomandările mele, descoperirile mele. Și să vă bucurați și să nu uitați să fiți frumoase în fiecare zi și până la gunoi, dacă mergeți să vă aranjați, să fiți cochete și noi să fim niște domne și niște superbe. Și pentru că astăzi este 1 iunie, vreau și eu să vă urez tuturor copiilor, dar cred că urez tuturor, pentru că toți suntem copii aici în suflet și toți ne dorim să rămânem copii pentru eternitate. Așa că vreau să, deși vremea asta oribil afară, sper să vă bucurați de această zi minunată. Dacă nu, uitați-vă la desene sau uitați-vă la un film frumos, romantic, drăguț, ce vreți voi. Faceți ce vreți voi să vă simțiți bine și să fiți mulțumiți că ați sărbătorit astăzi. Pupici, vă las!